Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, o noutate editorială, vorbim despre misteriile lui Zalmoxis, cultura spirituală a getodacilor, legile și ritualurile de inițiere pentru dobândirea nemuririi sufletului, autor cunoscutul orientalist Constantin Daniel, iată cu această carte Misteriile lui Zalmoxis, reeditare în colecția Biblioteca Orientalis a editurii Herald, alături de noi un prieten foarte, foarte drag, Valentin Protopopescu, realizator, radio realizator de emisiuni și jurnalist cultural la Radio România Cultural. Noi împreună am făcut foarte multe emisiuni. Iată, de data aceasta, aș putea spune, îl am eu ca invitat în cadrul rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în care venim cu foarte multe videoclipuri pentru dumneavoastră, dragi cititori. Am să încep discuția noastră despre această minunată carte, publicată în colecția Biblioteca Orientalis și care face cumva subiectul discuțiilor noastre legate de această campanie frumoasă desfășurată pe site-ul editurii Herald, și anume cărțile din sau titlurile din această colecție minunată Biblioteca Orientalis. Am să încep discuția cu chiar cu un citat, să-i spunem, dintr-o mini recenzie scrisă de Valentin Protopopescu pentru această minunată carte. Credința în nemurire prezentă în ritul lui Zalmoxis este completată și de o practică vizând obținerea unei austerități stoice în viața cotidiană, bazată pe o moralitate exemplară. Orientalistul Constantin Daniel subliniază descendența uraniană a zeului, asimilându-l lui Apollo, ca și faptul că el ilustrează o ideologie religioasă ce se opune tradițiilor hedoniste și dionisiace de tip helenic. Cât privește substanța concretă și tehnică a ritualurilor de inițiere în misterii, pentru că iată, vorbim de marile misterii, aceasta constă, potrivit autorului Constantin Daniel, în deprivarea senzorială a discipolilor prin claustrarea lor în grote întunecate, delirul și viziunile induse, astfel fiind omologate ca reprezentări și mesaje transmise de divinitate. Aș putea spune o carte, chiar dacă este reeditare, o carte foarte interesantă și o carte mult așteptată, iată, în această frumoasă colecție Biblioteca Orientalis. Valentin, ce înseamnă, de fapt, Zalmoxis pentru spiritualitatea, pentru cultura, pentru civilizația getodacică? E o zeitate tutelară. Au fost voci destul de autoritare care au emis ipoteza că ar fi chiar unicul zeu, sau în orice caz cel cu adevărat important în această zonă spirituală, apropiind religia geto-dacă de, să spunem, structura unui monoteism, poate chiar de cea a creștinismului. Sigur, e o ipoteză foarte curajoasă, exagerat de din punctul meu de vedere și al altora, dar apropierea este interesantă. S-ar susține plecând de la anumite aspecte. Deci Zalmoxis, în orice caz, oricum am răsuci eu, oricum am privit lucrurile, face parte din panteonul religiei tracilor, al geților, al dacilor, cu precădere, și este o figură extrem de importantă în măsura în care, să spunem, are statura unui zeu civilizator. Constantin Daniel, pentru că de fapt la acest autor ne referim în primul rând, vede în Zalmoxis o zeitate de tip solar. Îl asemuiește cu Apollo și de aceea vede în el genul de personaj divin în măsură să civilizeze. Să nu uităm de aceea poveste legată de extirparea culturilor de viță de vie de către preotul Deceneu la porunca lui Decebal. Asta spune legenda, că s-ar fi întâmplat. Noi nu putem ști astăzi. Important este faptul că acest zvon a ajuns până la noi și îl putem interpreta într-o cheie de civilizare, de răspândire a acelui stoicism care să facă și mai dârză prestația în luptă și în general în viața socială a dacilor. Nu putem ști dacă așa au stat lucrurile.
lucrurile, dar ideea este interesantă și ea ne oferă foarte multe sugestii. Revin acum la percepția lui Constantin Daniel despre zeul Zalmoxis, pe care îl asimilează, așa cum spuneam și așa cum ai subliniat și tu, dragă Sorin, unui zeu de tip apolonian. Din ce Eliade vine cu o ipoteză contrară. El vede în Zalmoxis o zeitate hedoniană, o zeitate apropiată, să zicem, de Dionisos, o zeitate a tărâmurilor adânci, întunecate, de dincolo de această lume solară. E, acum, nu știu dacă Eliade are mai multe argumente sau cu o bază științifică mai solidă decât cele pe care le folosește Constantin Daniel. Despre Mircea Eliade s-au spus foarte multe lucruri. Unul dintre acestea mi se pare că ține de o anumită creionare a adevărului. De ce? Pentru că Mircea Eliade, imens erudit, mare orientalist, mare comparatist, a fost însă genul de savant care ținea de o altă paradigmă. Paradigma savantului de cabinet. El nu a fost un om de teren, nu a făcut cercetări. Din punct de vedere antropologic, astăzi multe dintre studiile sale cad cumva în desuetudine. Eu, ca să zic așa, îl revalorific pe Mircea Eliade. Când era mai tânăr, nu-l găseam extrem de frecventabil, exact din acest motiv, anume că nu era un savant, să spunem, din talia, din descendența lui Claude Lévi-Strauss, omul care a mers pe teren, a făcut sezoane întregi de cercetări, s-a identificat cu ritualurile și cu normativitatea celor populații pe care le studia pentru a extrage niște concluzii. Mircea Eliade, cu excepția episodului din India, da, 3 ani a stat acolo, inclusiv într-un ashram, nu departe de Himalaya, cu excepția acelui episod, el a fost un savant tipic de cabinet. Asta nu înseamnă că nu are acces la adevăr, asta nu înseamnă că nu postulează și nu argumentează cu multă seriozitate multe dintre tezele sale. Însă, la acest capitol, cred că îl survolează Constantin Daniel, mult mai aplicat, mult mai clasicist decât Eliade, și cred că, din această perspectivă, teza unui Zalmoxis, zeu apolonic, e mult mai aproape de un ipotetic adevăr decât ceea ce ne propune Mircea Eliade. Sigur, Eliade ține la această mitologie a lupului, a figurii tutelare care i-ar fi călăuzit atât pe daci cât și pe romani. Face trimitere în lucrarea sa cu un titlu relativ asemănător la legenda lupoaicei care i-ar fi alăptat pe cei doi frați romani, da, care au pus bazele națiunii, să spunem, latine, și apoi trimite la Genghis Khan și el, provenind dintr-un trib care avea drept imagine totemică imaginea lupului, și spune Mircea Eliade în acel studiu de la Zalmoxis la Genghis Khan că, iată, sub această triadă, practic s-a forjat o triplă identitate a națiunii române. E o ipoteză foarte speculativă, ca să fiu sincer, spectaculoasă, însă e mai bine așezată, mai temeinic așezată științific perspectiva lui Constantin Daniel, care merge cu minte, clasic, pe urmele izvoarelor, îl vizitează foarte atent pe Herodot și apoi începe să țeasă cu o rigoare analitică exemplară această argumentație transformată ulterior în carte. Apropo de ce spuneai tu puțin mai devreme, pornind de la puținele mărturii existente și bineînțeles că l-ai invocat pe istoricul Herodot, Constantin Daniel ne propune o imagine convingătoare despre un cult dedicat unui zeu al misteriilor, așa cum găsim în Orientul Apropiat și în Grecia. Pentru că, iată, vorbim despre marile și despre micile misterii. Chiar în timp ce te ascultam, mă gândeam la o altă carte publicată în aceeași colecție, în această frumoasă colecție, Biblioteca Orientalis, despre misteriile egiptene. Aici, gândindu-mă, bineînțeles, și din postura de orientalist a cercetătorului Constantin Daniel. Da, aceste misterii pe care le tot invocăm țineau, de primul rând, despre niște ritualuri
îndelung exersate. Era vorba despre niște exerciții spirituale care nu se adresau tuturor, ci era vorba despre o castă, despre un corp de elită care ajungea să fie inițiat în aceste secrete ale lumii de dincolo. La Constantin Daniel de Alminteri observăm această predispoziție de a vedea în ritualurile dedicate lui Zalmoxis o modalitate aproape șamanică de a coborî în lumea de dincolo, de a mima moartea, tocmai pentru a deveni nemuritor. Era un fel de exercițiu de familiarizare cu neființa, tocmai pentru a accede la nemurire. Apoi exista o revenire în lumea diurnă, în lumea cotidiană, în lumea laică, pentru a folosi această expresie, însă această revenire se producea sub un nou titlu identitar. Era o epifanie, această revenire. Cu alte cuvinte, te întorceai fortificat de dincolo, erai mai înțelept și știai cum să așezi bună armonie între lucruri, oameni și natură. Cred că acesta era mesajul până la urmă al acestui ritual pe care noi îl considerăm astăzi a fi un ritual de inițiere. Sigur, nu putem ști cum stau până la urmă lucrurile, dintr-un motiv foarte simplu, nici tracii, nici geții, nici dacii nu scriau. S-a întâmplat în vara asta să călătoresc în Bulgaria la Razgrad, acolo unde există o localitate numită Zveștari, la vreo 60 de kilometri de Razgrad. La Zveștari sunt niște tumuli, niște morminte colinare străvechi de pe vremea regelui Dromihete și cel mai spectaculos mormânt adăpostește un fabulos sanctuar, un mormânt de o eleganță și de o majestate unică în lume. Și ideea e următoarea: trebuie cumva să cinstești lumea de dincolo, lumea zeilor, printr-o corespondență în lumea de aici. Ori un rege, care era totodată și mare preot, avea această datorie și avea această disponibilitate. Ori nu e deloc întâmplător faptul că, iată, Dromihete ajunsese să aibă un mormânt demn de, să spunem, regi din Grecia antică. Modelul era cel grecesc, probabil că și meșterii veniseră, arhitecții și executanții tehnici veniseră tot de acolo. Interesant e că nu s-a găsit nicio inscripție, cu excepția uneia singure, în limba greacă. Deci nu scriau, în ciuda faptului că geții ajunseseră la un nivel tehnic extraordinar. Sunt niște bijuterii și niște artefacte cu totul remarcabile la Zveștari, mai puțin scrierea. Deci noi nu putem ști ce se întâmpla în acele misterii și chiar dacă ar fi cunoscut scrierea, mă îndoiesc că ar fi ajuns până la noi decodat acel secret al ritualurilor inițiatice, tocmai pentru că ele nu se adresau celor mulți. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre misteriile lui Zalmoxis, cultura spirituală a geto-dacilor, legile și ritualurile de inițiere pentru dobândirea nemuririi sufletului, o carte scrisă de celebrul cunoscutul orientalist Constantin Daniel, publicată în colecția Biblioteca Orientalis. A fost alături de noi Valentin Protopopescu, jurnalist cultural la Radio România Cutraș, de asemenea realizator de emisiuni radio, cărei mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase legate de această carte. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!